cu un declanșator pentru pandemii COVID. Nivelul vaccinării copilului împotriva diferitelor virusuri se prăbușește. În perioada 2020-2021, 10.000 de copii din peste 60.000 de vaccinuri au fost tratate împotriva infecției cele mai răspândite. Autoritățile susțin că tariful a început să scadă cu o mare distribuție de știri false despre vaccinul anticovid, atunci când un număr de părinți devin mai reticenți la vaccinare. Experții spun că, dacă această tendință este menținută în viitor, ne putem confrunta cu un focar de boală care poate fi prevenită prin imunizare. Până în 2010, Moldova a înregistrat o rată de imunizare de 98,5% din boli precum difterie, poliomielit, hepatită, rujeolă, gâscă și rubeolă. Cifrele încep să scadă în fiecare an cu 1%, după 2010, cu acces gratuit la diferite platforme online, unde circulă știri false. Ei fac anumite referințe că copiii care sunt vaccinați pot dezvolta autism sau că majoritatea copiilor detectați de autism sunt vaccinați cu cei care nu sunt vaccinați, unde există mai puține, a spus Vyacheslav Guțu, Agenția Națională de Epidemiologie pentru Sănătate Publică. Primele două luni de pandemie în 2020, procesul de imunizare al copilului s-a oprit, iar atunci când au continuat, părinții preferă să amâne vaccinarea de frica de a infecta noul coronavirus. Desigur, cu o scădere a acoperirii vaccinului la un moment dat, o populație care nu este vaccinată se acumulează și vorbește cu exemple. În 2018 am o epidemie de rujeolă din cauza faptului că în anii anterului iori, suma care a fost vaccinată din rujeolă a scăzut și a crescut pătura de persoane care sunt susceptibile de a fi infectate, a declarat Vyacheslav Guțu, Agenția Națională de Epidemiologie pentru Sănătate Publică. Mulți părinți pretind că au încredere în specialiști și nu li se spune din rețele care socializează cu rețeaua acestui proces. Vă consultați cu cineva înainte de vaccinare? Da, cu un medic de familie și medicul medical. Medicul a spus că este nevoie de vaccinare și din această cauză și vaccinați copiii. Mai bine nu îmi spun de pe internet, deoarece există o mulțime de informații greșite și nu le citim. Recent, a spus UNICEF.